Binecuvântat să fie Domnul! Amin! Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi perisere și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Aleluia. Ei vor locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Aleluia. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu mai va fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. 2 Corinteni 5 cu 16. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mie îmi place în casa de rugăciune, slujbele. Ca și păstor ar trebui să spun că îmi place predica, rugăciunea, prorociile. Adevărul este că din toate slujbele mie cel mai mult îmi place cântarea în cor. De multe ori am spus-o asta. Am cântat și eu mulți ani în cor, acum nu mai cânt. Și Dumnezeu să binecuvinteze corul din adunarea asta care cântă foarte bine. Amin? Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare. Amin. Și ceva a schimbat în predica mea. Eu de 2 zile lucrez la o predică pentru Baia Mare Maranata. Azi am terminat-o, am pus-o și amin și am vrut să o predic la dumneavoastră aici. Și acum dumneavoastră ați cântat, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Și am spus, hai să vorbim în seara asta despre lucrurile noi. Nu-i problemă, predica aceea eu v-am predicat-o. În 7 ore de la Suceava până la Baia Mare, de 2 ore am predicat predica aceea la volan, că doar n-avem ce face. V-am îngâiet, v-am îndemnat, v-am mustrat, numai că dumneavoastră nu știți. Iar acum am spus, haideți să predicăm ceva despre lucrurile noi. De aici am predicat, mi-e mai ușor și mie. Eu am observat că întotdeauna noul produce așa un impact. Noul întotdeauna produce naște o curiozitate. Curiozitate la aspect. Cineva și-a cumpărat o mașină nouă. Măi, să văd cum arată mașina aia nouă, nu? Și-a făcut o casă nouă. Cum arată casa aia nouă? Mă uit. Nu mai spun că și-a cumpărat o roche nouă. Când sunt curios să vadă cum arată, nu? Eu mă gândeam la altceva. Dacă este cineva în Hristos, versetul 17, este o făptură nouă. Cum arată un om nou la Baia Mare? Nu sunteți curioși? Cum arată un om nou? Curiozitate la randament. Mașina asta e mai bună ca cealaltă, casa e mai bună. Omul ăsta care s-a pocăit acum e mai bun ca cel vechi. Curiozitate la preț. După ce m-am dat de 2 ori la prietenul meu roată, am întrebat, spune-mi cât costă asta. Chiar m-am întrebat ca să te pocăiești cât ar costa la Baia Mare. Să te lași de lume, de păcat, de obiceiuri, de tradiții, de pretențiile tale și să vii la adunare, la Maranata, să te pocăiești. Oare cât costă? Și tot așa căutând, continuând un exercițiu de imaginație, eu m-am gândit de foarte multe ori. Oare cum arată cerul ăla nou? Noi, după făgăduința lui, spunea Petru, a doua epistolă, capitolul 3, așteptăm un cer nou și un pământ nou.
Era când, în anii copilării mei, un frate de la Sfântulii, un frate foarte blajân, foarte blând, așa. Se vede de la o poștă că el e pocăit. Și avea o poezie care o spunea mereu. Împreună mâinile, îmi spunea, ce frumos va fi în cer. Când, în anii copilării mei, prin 1964, când s-a înființat corul la noi în biserică, mama mea cânta foarte frumos și era solista corului și cântam atunci o cântare. Ce frumos va fi în cer, unde vreau să ajung și eu. Mai cântați dumneavoastră asta? Eu le-am spus la dirijori, acum, măi, hai reluați un pic cântările cele vechi, că le știu aproape pe de rost toate cântările. Și așa a murit mama. Toată ziua repeta și cânta cântarea asta. Ce frumos va fi în cer. Era născut în 1930, născut în pocăință. Bunicul meu condamnat la Cernăuți pe 25 de ani. Am avut multe părtășii. Și bunicul meu și părinții mei au murit cu gândul la cer. Au murit dorind cerul. Aleluia. Și acum vine Scriptura și spune că am văzut un cer nou și un pământ nou, că alea din tâi nu mai erau. Și marea nu mai era. Și eu tot mă gândesc, oare cum o să fie în cer? Predicam alaltăieri la un copilaș, la mormântare, de 6 luni. Într-o familie de oameni înstăriți. Și am spus, măi, voi nu putea să-i asigurați condițiile care le dă Domnul acum. O să fie având voi casă frumoasă și jucării de tot felul. Dar acolo unde îl duce Domnul, străzi de aur. Acolo e pomul vieță, acolo e râu vieță, acolo nu-i nimic vremnic de blestem, de moarte, țipă, tânguire, nu mai este. Lucrurile din tâi s-au dus, El face lucrurile noi toate. M-am gândit de multe ori cum va fi în cer. Odată am avut în viața mea un vis. Se făcea că eram la stăruință și cum mă rugam, eu așa înflăcărat cu ochii în sus, s-o deschis la cerul. Și am văzut o cetate frumoasă, un oraș frumos. Aleluia. Nu cred că de atunci au trecut cred, mai mult de 30 de ani. De câte ori mă gândesc la visul acela, ochii îmi lăcrimează. Și ceva mă face să-mi fie dor de ce am visat. Vă nu vi dor de cel? Aleluia. Doamne, pune în noi dorul ăsta. Amin. Când ne-am săturat de pământul ăsta frământat cu lacrimi și sudoare și vrem să vină vremea să ne ducă Domnul acasă, amin? Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Dar cum sunt oamenii de acolo? Și spunea Apostolul Pavel 2 Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Să ne ajute Domnul, amin? Amin. Noul produce întotdeauna un impact. Și noul, dincolo de curiozitate, stârnește o dorință. Măi, să-mi schimb și eu mașina, să-mi schimb și eu locuința, să mă înnoiesc și eu. Și din lupta asta, că apare, ați învățat la fizică de acțiuni și reacțiuni, da? Apare dorința de înnoire și inerția aia noastră cu care mergem, împotrivirea rutinei. La anii ăștia să mă mai pocăiesc. Așa am trăit până acum, așa trăiesc și de acum. Știu că e bună pocăința, știu că e adevărată Biblia, dar eu așa am prins de acum. Povesteam la niște frați că eu am vrut să-mi schimb mașina. Și m-am dus la un prieten de-al meu și mi-a spus, măi, vezi ce mașină îmi cumpini? Până la urmă n-am mai schimbat-o, dar să fie cu schimbător. Și el îmi spune, frate Dragoș, dar automată e mai bună, numai cu schimbător, că eu cu asta automată n-am condus niciodată. Eu cu viteză am obișnuit. Nu ne-am înțeles și n-am mai cumpărat. Știi, rutina, obișnuința ne duce înainte. Și din lupta asta, de regulă se naște amânarea. Se naște amânarea. Că predica Pavel în Areopagul din Atena și în Fapte capitolul 17, acolo auditoriul s-a împărțit în trei. Unul a trecut de partea lui Pavel, unii l-au batjocorit și unul a spus altă dată. Și Felix sta de vorbă cu Pavel apostolul și când Pavel vorbea despre judecată, înfrânare și neprihănire, a spus altă dată. Și nu a mai fost altă dată, nu s-a mai pocăit Felix. Cineva spunea că drumul spre iad va fi pavat cu intenții bune. Oameni care au vrut să se pocăiască, nu mai apucat. Oameni care au vrut să facă o milostenie, dar nu mai reușit. Oameni care au vrut să fie mai buni, dar nu au reușit niciodată. Numai cu intenții din asta. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne dea în seara asta și putere, amin? Amin. Și
și voința și înfăptuirea. Doamne ajută! Amin. Am ales versetul 17 din 2 Corinteni, unde Pavel spunea: dacă este cineva în Hristos. Rețineți, vă rog, expresia aceasta, în Hristos. Că noi nu ne putem face oameni noi decât în Hristos. O mai încerca Lenin, o mai încerca Ceaușescu, o mai încerca comuniștii să facă o lume nouă, oameni noi, nu au reușit. Singurul care reușește să ne facă oameni noi, e Domnul Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Său, amin. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și cum devenim noi oameni noi? Stai de vorbă odată, Domnul, eu am trăit cu Nicodim, un învățător al iudeilor, și omul ăsta nu plăcea. Nicodim, trebuie să te naști din nou. Să spun eu, om bătrân, să intru în burta mamei, nu se poate. Nu, Nicodim, nu. Trebuie să te naști din apă și din duh. Ca să te faci om nou, trebuie să te naști din nou. Eu m-am născut prima dată și m-am născut atâta de rău, m-am născut greșit. Eu am moștenit o fire pământească foarte rea. Firea mea pământească e grozav de rea. Eu m-am născut pe un pământ blestemat. Eu sunt agricultor, cultiv pământul. Toată vara stau cu ierbicidezi și dau cu sapa și la anul iară spin și pălămide. Că astea tocmai din rai, de acolo se trag. Pământ blestemat. Și cu o destinație tragică, chinuire veșnică. Și până la urmă eu m-am rugat, Domnul, chiar m-am rugat și am spus, Doamne Iisuse, eu am moștenirea asta genetică rea. Spunea David, în păcat nu o să misli mama mea. Eram în coapsele străbunului meu, Adam, dar care-i vina mea? Care-i vina mea că Eva curioasă a mâncat din pomul ăla? De ce eu, în anul 2019, sunt vinovat? Și Dumnezeu, care-i drept, s-a uitat și a spus, tu ai dreptate. Tu n-ai nicio vină. Și atunci îți dau o șansă. Hai, mai naște-te încă o dată. Prima dată te-ai născut rău, dar mai naște două oară, să vedem. Și asta se cheamă naștere din nou. Ne putem naște din nou. Amin? Amin. Ei, când m-am născut din nou, spunea Petru, m-am făcut părtaș firii dumnezeiești. Îs chemat ca să moștenesc binecuvântarea și îs cetățean împreună cu sfință. S-a schimbat mult, așa-i? Sunt aici oameni născuți din nou? Domnul să-i binecuvinteze. Iar pe cei care încă nu sunteți născuți din nou, nașteți-vă în seara asta acum. Din apă și din duh, amin? Doamne ajută de la aceasta. Ca să experimentăm nașterea asta din nou, în primul rând trebuie să avem parte de o învățătură nouă. Fiecare om este rob învățăturii pe care o primit-o. Ortodoxul este creștin ortodox, merge la biserică, aprinde lumânare, crede în aghiazma mare și aghiazma mică, în mijlocirea mamei Domnului și a sfinților. Știți de ce? Așa a fost învățat. El așa a fost învățat. Adventistul ține sabatul cu sfințenie, zeciuielile și alte reguli ale lor, pentru că așa a fost învățat, în învățătura lui. Eu sunt penticostal, stăruință, botez cu Duhul Sfânt, darul Duhului Sfânt, înflăcărare. De ce? Așa am fost învățat. Pentru că omul este rob învățăturii pe care o primit-o și pe care o îmbrățișat-o. Ca să schimbe un om religia sau credința, trebuie să schimbe învățătura. Amin. Și acum vine Domnul Iisus, predică Evanghelia între teologii și doctori în teologie de la Ierusalim și văd oamenii un lucru, spune Marcu 1:27, omul ăsta are o învățătură nouă. În Areopagul din Atena stă Pavel de vorbă cu filozofii epicurieni și stoici și spune în 17:19, bagi seama că tu ai o învățătură nouă, hai vine și ne explică. Omul nu schimbă credința, religia, încredințarea, până nu schimbă învățătura. Până nu spune într-o zi, domnule, învățătura asta nu mai este bună și învățătura asta este mai bună. Și învățătura cea nouă, învățătura cea bună, e din Sfânta Scriptură, fraților. Amin. Eu nu chem niciodată la un cult, la o biserică. Eu chem toți oamenii la pocăință, îi chem la Sfânta Evanghelie. Amin. Vă rog în numele Domnului Iisus, citiți Scriptura, frații mei.
Oameni buni care m-a ascultat, trăim o explozie a tehnologiei acum. O știri înconjoară pământul într-o secundă, de câteva ori pe internet. Ce am făcut cu Scriptura? Ce am făcut cu Biblia? Vă mai este drag cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu are putere, frații mei. Luca 1:37 spune, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Aici e puterea lui Dumnezeu. Vă mai place Scriptura? Învățătura adevărată e învățătura din Sfânta Scriptură. Să ne dea Domnul drag de Evanghelie. Psalmul 33:6 spune, cerurile au fost făcute prin cuvântul lui. Versetul 9 din acela psalm, el poruncește și ce poruncește ia ființă. În Scriptură avem vindecare, Psalmul 107, versetul 20. O trimis cuvântul său și o tămăduit. Am întâlnit cazuri când un de mai multe ori, când predicatorul predica Evanghelia, puterea de vindecare, vindeca bolnavi în adunare. De mai multe ori am întâlnit oameni care au crezut Evanghelia propovăduită și au venit Domnul și au vindecat acolo. Fie Domnul și în seara asta aici cu puterea de vindecare. Acolo spune, a trimis cuvântul său și o tămăduit, că ne vindecă cuvântul lui Dumnezeu. Ne curățește? Efeseni cât 5:26, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Ne mântuiește, ne naște din nou, 1 Petru 1:23. Noi am fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci din una care nu poate putrezi prin cuvântul Domnului. Așa aș vrea să citiți Scriptura. Așa aș vrea să vă îndrăgostiți de Scriptură, pentru că asta e Evanghelie veșnică, frații mei. Matei 24:35, cerul, pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Apocalipsa 14:6, am văzut un înger zbura așa prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică. Asta rămâne, cu asta ne întâlnim și în cer. Când ați citit ultima dată în Biblie? Astăzi. Domnul vă binecuvinteze. Toți ați citit astăzi ultima dată? Fiecare este rob învățăturii pe care o primit-o. Eu pe toți îi chem la cercetarea Scripturii și apoi spune Pavel în Roman 9:1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt și la lumina care ne-o dă Duhul Sfânt. După ce am primit învățătura aceasta, învățătura aceasta începe să producă în noi nașterea din nou. Nu intrăm în detalii cu nașterea din nou, dar după ce ne-am născut din nou, se schimbă ceva. Verificați acum dacă s-a schimbat ceva în voi. Avem alte preocupări. Nu știu ce preocupări ați avut înainte dumneavoastră, dar acum avem alte preocupări. Eu spun că la nașterea din nou e o problemă, e un proces. La cei care vin din lume, îi ușor de distins procesul acesta. Dacă ar fi să exprimăm așa într-o diagramă, la cei care vin din lume, ei au o linie descendentă, ei merg spre moarte. Au un moment în care se întâlnesc cu Dumnezeu, se produce nașterea din nou și atunci urcă spre cer. La cei născuți în pocăință, îi greu de definit actul nașterii din nou. Eu de mic copil am fost în adunare. N-am băut niciodată, n-am fumat niciodată, n-am curbit niciodată, nu mă duc la meci, nu mă duc la film, nu spun minciuni. Că așa am fost învățat. Eu în tot timpul m-am apropiat de Dumnezeu. E o linie ascendentă. Totuși undeva trebuie să fie experimentat nașterea din nou. Poate nașterea din nou a fost o cercetare la o cântare, la o rugăciune, la o predică, la un timp de meditație. Dar fiecare om are procesul nașterii din nou, proces care se încheie, după care urmează creșterea duhovnicească. Să ne-o dea Domnul, amin? Amin. În momentul în care te-ai născut din nou, prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, de acum ai alte preocupări. Revin la gândul care spuneam, nu știu cine ai fost tu înainte și ce făceai tu înainte, dar acum ai o dorință mare de cunoaștere. Spunea 2 Corinteni 5:11, ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm.
Versetul 16. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și dacă l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, de acum nu mai cunoaștem așa. Există o preocupare excesivă de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Omul născut din nou vrea să-L știe mai mult, mai mult și mai mult pe Dumnezeu. Doamne, dă-ne preocuparea aceasta și nouă. Dorința de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Ca unii care cunoaștem frica de Domnul. Constat cu durere, frații mei. Constat cu durere că e tot mai puțin frică de Domnul, chiar în adunările noastre. Chiar între creștinii care se numesc creștini. În Isaia spune că plăcerea lui va fi frica de Domnul. În Fapte 9:31, biserica s-a bucurat de pace, zidea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Doresc ca Domnul să ne dea aici frică de El. Asta e o înțelepciune de la Dumnezeu. Apoi spune că noi nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Cunoașterea în felul lumii e o cunoaștere literară, o cunoaștere istorică. Au trecut sărbătorile de iarnă, dacă au trecut, și o lună, două luni, numai s-au colindat. Nu mai s-au vorbit de Crăciun, de Moș Nicolae, de nașterea Domnului, s-au amestecat că nu mai știm ce e sfânt și ce e necurat în toate sărbătorile astea, știți? Și mulți cântă corul de nașterea Domnului, cântă hrușcă de nașterea Domnului, cântă toți de nașterea Domnului. Nu-i rău. E o cunoaștere în felul lumii. La televizor, la radio, în ziar, unde scrie. Nu-i rău că se spune de nașterea Domnului. Dar cunoașterea asta nu-i suficientă. Există o altă treaptă de cunoaștere. Spune Marcu 2:8, îndată Iisus a cunoscut prin Duhul ce gândeau ei. O a doua treaptă de cunoaștere, când Duhul Sfânt îl descoperă. Gândiți-vă dumneavoastră acolo, mi se par lucruri ciudate. Ucenicii umblă 3 ani jumate cu Domnul, femeile cu ternice, Maria, Salome, nevasta lui Cuza și celelalte. Umblă 3 ani cu Domnul, nu-L văd 2 zile și când îl văd a 3-a zi nu-L mai cunosc. Maria spune, dacă L-ai luat, spune unde L-ai pus. Pe drumul Emausului mergeau 2 oameni, de la Ierusalim spre Emaus. Vine în ei un străin. Și cum tu e singurul străin? Știi cine era străinul? Cum, domne, umbli 3 ani jumătate cu un om, nu-l vezi 2 zile și nu-l mai cunoști? A 3-a zi nu-l mai cunoști? Eu am făcut școala la Brașov, liceu, din 75 până 79. Am avut un coleg de serviciu acolo, coleg de clasă și am lucrat puțin cu el. Și m-am despărțit. Eram odată în Ilva Mică, după vreo 30 ceva de ani. El s-a uitat la mine și mi-a spus, tu ai făcut liceul la Brașov? Da. Ai fost în a 12-a de? Da. Te cheamă Dragoș? Da. Uite la mine, mă cunoști? Nu te cunosc. Eu, Sila Gheorghe, a fost în cameră cu mine. Era un ungur, dar era micuț și slab. Acum era atât aia. Nal și voinic și eu știu că mă mai băteam cu el numai așa, dar nu i-am adus aminte, nu mă putea bate el pe mine. Nu i-am mai spus nimica. Băi, Silaghi, tu ești, mă, după 30 de ani. Uite, el m-a cunoscut. Frații mei, ucenicii îl văd pe Domnul 3 ani jumate, mănâncă, stau, povestesc, nu-l văd 2 zile. Domnul a vrut să le dea alt fel de cunoaștere. Vorba lui Eminescu, te cunosc după vorbă, după port. Ei îl cunoșteau după înfățișare, după timbru voce, după gesticulație, dar Domnul voia să le dea o formă de cunoaștere. Ca să profităm și noi de cunoașterea asta. Noi îl cunoaștem pe Domnul pentru că Duhul Sfânt l-a descoperit. Amin? Și mai e o a treia formă de cunoaștere în Scriptură, Ioan 21, pleacă 6 din ucenici la pescuit. Nu prin nimic, dimineața un tânăr stă pe țărm și strigă așa, copilași, aveți ceva de mâncare? Și ăștia răspund apoi, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Aruncați mreaja în partea dreaptă. O aruncă și nu mai poți să tragă. Și Ioan îi spune lui Petru, este Domnul. Dar ce l-a văzut mai de aproape? Nu. Dar de ce l-a cunoscut? Pe baza experienței. În Luca 5, Petru și Ioan au mai experimentat o pescuire minunată. Și acum au spus Ioan, ăsta nu poate fi decât Domnul.
Ca să înghesuie tăți pești mreajă la noi, numai Dumnezeu poate face asta. Sunt aici frați și surori care l-au cunoscut pe Domnul prin experiența vieților? Sunteți din voi vindecați de Domnul? Sunteți din voi izbăviți din primejdie? Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem. V-a scăpat Domnul din primejdie? V-a dat Domnul pâinea fiecare zi? V-a binecuvântat Dumnezeu? V-a izbăvit când erați în necaz? Îl cunoașteți pe Domnul? Din experiențele noastre. Un om născut din nou are preocupări noi. Are o dorință excesivă de a-L cunoaște tot mai mult pe Domnul. La un moment dat, Moise era prieten cu Domnul și i-a făcut o cerere. Doamne, lasă-mă să te văd. Lasă-mă, Doamne, să te văd. Atâta era lui Moise de drag de Domnul, că o spus, vreau să te văd. Și Moise o spus, măi, nu pot să-mi vezi fața, dar să-mi vezi slava mea pe la spate. Și în ani de zile, noi am văzut slava lui Dumnezeu de multe ori. Un om născut din nou are repertoriu nou. Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, s-a plecat spre mine, m-a scos din fundul mocirii, din groapa pe irii, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașa, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Fraților, pocăința au alte melodii. Nu-i așa? Ei nu mai cântă manele, nici populară, nici muzică ușoară, nu-i așa? Nici nu mai avem linia melodică care era la hor la noi în sat. Noi avem o linie frumoasă, bisericească. Se bucură sufletul în tine când cânți o cântare. Așa-i? Noi am schimbat vocabularul, vorbirea. În Efeseni 4:29, niciun cuvânt stricat să nu vă iese din gură. Acum verificați cât din noi sunteți. Mai aveți cuvinte stricate? Efeseni 5:4. Să nu se aud între voi cuvinte porcoase, glume proaste, vorbe nechipzuite. Se poate ca un pocăit de la Baia Mare să mai folosească glume proaste, vorbe nechipzuite, cuvinte stricate? Proverbii 23:33. Inima îți va vorbi prostii? Poate un pocăit să mai vorbească prostii? Crezi că ăla care are cuvinte stricate va ajunge în cerul nou? Apoi am văzut un cer nou. Dar acolo venim cu vocabularul nostru vechi, credeți? Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim, amin? Vorbea odată cuvântul Domnului în Cartea Împărați că prorocul Ahia avea o haină nouă. S-a întâlnit cu Ieroboam și atunci a rupt în 12 bucăți și i-a dat lui Ieroboam 10 bucăți. M-am uitat la haina aceea nouă. Știți cum pocăit are o înfățișare mai plăcută, mai frumoasă? Am mai povestit eu asta la niște frați. Noi am dat botezul undeva într-un iaz din marginea satului. Duminică, cald, noi suntem adunare mare, au venit cor, au cântat, au venit oameni din sat și am botezat un râu din sat. Dar răutare, nu așa, știut în sat. Când am intrat în apă cu el, el îmi spune, frate Dragoș, îmi dai voie să spun la ceva că văd pe mal prietenii mei? Eu nu știam cât e de pocăit și ce le spune. Dacă măi, Vasile, ai grijă ce vorbești. Frate Dragoș, stai liniștit. Și eu zic, înainte de a-l mărturisi, zic, fratele Vasile vrea să spună ceva celor ce se uită la el. Și el spune, oameni buni, mă cunoșteți, dar se uita la prietenii lui. Știți cum arătam eu înainte? Ia uitați-vă la mine ce haină frumoasă am. Eram îmbrăcat în alb și chiar era mai frumos acum. Și spune el, dar nu așa, uitați-vă, duceți-vă pe câmp la ogoarele mele. Știți cum erau ogoarele mele înainte când eram eu în bețiv? Duceți-vă acum, dacă vedeți o buriană, bine și îmi spuneți. Și nu așa, uitați-vă la calul meu care sta priponit în fața crâșmii de dimineață până seara, flămând și însetat. Veniți să vedeți ce cal am eu de când m-am pocăit. Și oamenii aceia au tăcut din gură pentru că omul ăsta era nou. Că Dumnezeu l-a făcut nou și l-a făcut mai frumos. Avem noi o haină nouă? Ne-am păstrat-o curată? Aseară la noi, la adunare, am avut un timp de rugăciune, așa frumos, și am plâns înaintea Domnului, așa numai ca să vă fac geloși. Cea mai scurtă rugăciune era peste o oră la noi, așa a fost. Cea mai scurtă rugăciune, m-am uitat, o dura puțin peste o oră.
Și s-a ridicat Duhul Sfânt și a spus, sunt unul dintre voi cu hainele pătate. Și Domnul vrea să vie, să spele haine, să le curățească, să duc o viață de sfințenie. Și m-am uitat la mine așa, parcă și la mine. Eu tare vreau să fiu mântuit. Tare vreau să ajung în cerul ăla nou de care ați cântat voi. Și așa mă tem că spune Petru 1:9, veți dobândi ca sfârșit al alergării mântuirea sufletului. Fraților, scopul suprem al vieții noastre e mântuirea. Celelalte sunt amănunte toate. Dacă ne mântuim sufletul, e foarte bine. Că spune în Luca 9:25, și ce ar folosi un om dacă ar câștiga toată lumea sau și-ar prăpădi sufletul? Sau ce ar da în schimb pentru sufletul lui? Doresc că sunteți aici. Să dobândiți ca sfârșit al alergării mântuirea sufletului. Aveți haina aceea nouă? Știți, am citit în Zaharia 3, marele preot Iosua sta înaintea lui Dumnezeu. Dar avea haina murdară și prorocul vede că are haina murdară și un înger a spus să îi se aducă o haină curată. Și atunci prorocul a vorbit și el, a spus să îi se pună pe cap o mitră curată. Și marelui preot i s-a adus o haină curată. La băiatul ăla din Zdremță, ce tângea după roșcove, care și-a risipit averea în desfrâu, așa, mergând spre casă, când l-a văzut tata, l-a întâmpinat și a strigat, aduceți haina cea bună. Dacă sunt aici fii risipitori în familiile voastre, să vin în seara asta înapoi. Amin. Domnul are putere să-i ierte, să-i curățească și să-i primească. Amin? Omul nou are o dorință de părtășie. 2 Corinteni 5:14. Dragostea lui Dumnezeu ne strânge. Eu nu pot să stau acasă când e adunare, mă credeți? Eu am, frații mei, mulți ani de zile de când n-am lipsit niciodată la adunare. Doar acum mă dat și pe internet, mă aud și ce... Numai dacă am fost cu avionul sau... Dar și cu mașina, dacă sunt și timp de adunare, opresc mașina, trag pe dreapta și mă duc la adunare. Am pățit multe. Unii frate m-au cunoscut, alții nu. Odată am fost într-o adunare și a venit un frate la mine și spune, nu stai pe una bancă, pacea Domnului, sunteți pocăi? Da, de unde? Din Moldova. N-am vrut să spun. Ați putea da un îndemn de rugăciune? Mai dacă e nevoie, dau, dar nu pentru asta am venit. Hai că vă pun la un îndemn, da? Mă întreabă, nu sunteți pus la disciplină? Zic, nu, deocamdată nu. Să duce, vorbește, bambon, ceva cu frață, să cânt o cântare, vine hotărât la mine, spune, frate, sigur nu ești la disciplină? De, hai mă, dar ce am figură de infractor, mă, tot mă întreb de 10 ori. M-a pus, am predicat, i-am dat numele, întreabă pe un prieten de-al meu, că am ajuns a doua oară. Ăla îi spune, bă, ăla e păstor internațional, măi. Mă duc a doua oară, spune, frate, ce nu mi-ai spus că ești păstor internațional? Măi, uite care-i treaba, nu sunt nici internațional, nici pus la disciplină. Lasă-mă așa cum sunt eu. Revin la idee. Eu am ani de zile de când n-am lipsit niciodată la adunare. Voi lipsiți de la adunare? Frate Ghiță, pe el îl cunosc, o predica la noi, Domnul să-l binecuvinteze. Când aveți în timpul săptămânii adunare? Marța și joia? Care nu a fost joia trecută la adunare? Gata. Vă întreb, dar de ce n-ați venit la adunare? Pentru că aici dragostea lui Hristos ne strânge. Aveți dragoste în seara asta, Domnul vă binecuvinteze. Joia trecută n-ați avut dragoste? Sau ne plac programele? Fraților, haideți să ne pocăim. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Amin. Și apoi spune acolo în Roman 6:4, că noi, deci, în botezul moartea lui, am murit împreună cu el, că după cum Hristos a înviat la o viață nouă, să înviem și noi la o viață nouă. Noi avem o viață nouă. Știți cum testăm noi? Roman 6:11, astfel dar, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Versetul 13 din acel Roman 6. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte a nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre. Un băiet
s-a însurat cu o fată de la noi din sat. Patron mare, în Ardeal. Dar venind de la București prin satul nostru, la Socri, aproape de Fălticeni, o paralizat la volan. O evitat un accident, o venit prietenii și l-au adus la Socru, l-au adus la spital, mâna stângă, piciorul stâng, paralizat, vorbea foarte greu. Ne-a chemat frații să-i facem ungerea. Ne-am dus să-i facem ungerea, nu contează numele lui, oricum nu vi-l spun, așa. Eram cu niște frați proroci și unul din proroci se uită la el și spune: mă uit la tine, ți-a dat Dumnezeu două mâini, ți-a dat mâinile astea ca să mângâi nevasta cu ele. Dar tu ce ai făcut cu el? El vorbea rău, așa plângea, așa-i curge. Și a spus așa încet: am bătut-o. Și prorocul a continuat. Omul ăsta nu mai putea de plâns. Acum noi suntem pocăiți din Baia Mare. Întrebarea, Domnul o vindecat, să știți că e sănătos asta. Întrebarea următoare: ce faci cu mâinile? Ce faci cu ochii? Unde mergi cu picioarele? Ce spui din gură? Suntem oameni născuți din nou? Să ne ajute Dumnezeu. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Dar acolo în cerul ăla nou și pământul nou vor locui oameni noi. Să ne ajute Domnul, amin. Și după ce ne-am pocăit și ne-am născut din nou și suntem oameni noi, avem alt statut. Ne-am identificat cu Hristos, că dacă El a murit pentru noi, noi toți de acum trăim pentru El, amin. Galateni 2:20, căci am fost răstignit și acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Schimbarea asta de identitate, știți ce înseamnă? Omul ăla vechi l-am pus pe cruce, l-a răstihnit, nu? Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstihnit firea pământească împreună cu patimile și poftii, Galateni 5:24. Sau, dacă vreți, Roman 13:14. Și să nu mai purtăm grijă de firea pământească să-i trezim poftele. Am povestit odată, eram la St. George cu mai mulți ani în urmă și un frate îmi povestește că la ei în adunare este un bătrân și bătrânul când se roagă, tot se roagă, mulțumește pentru pâine, pentru pace, sau nu spune: Doamne, fă să țină cuine. Intrigat, repetând și individual și la rugăciunea în comun, ăsta îi spune: frate, tu spui când trebuie să țină cuine? Zică: frate, eu mi-am răstignit firea și am prins un cuie. Dar așa se zbate ca să scapă și mă gândesc, dacă scapă de acolo, sunt norocit. Și eu tot mă țin: Doamne, fă să stea acolo pe cruce. La voi stă firea răstignită? Că e schimbarea asta de identitate, fraților. Firea pământească nu merge nici educată, nici domesticită, nici ridicat gradul de cultură, nu, nu. Firea pământească, omul cel vechi, trebuie pus pe cruce. Amin? Și să avem omul nou. E ca o schimbare de garderobă. Efeseni 5:22. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică cu poftele înșelătoare și să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Corinteni 3:10, care se înnoiește spre cunoștință. Omul ăla vechi se strică, frate, miroase. Omul ăla vechi trebuie aruncat, trebuie pus pe cruce. Iar omul nou se înnoiește. Să ne ajute Domnul. Din 2 Corinteni capitolul 5. Mai am câteva gânduri. Apostolul Pavel, noi acolo vorbim numai la mormântări. Din capitolul ăsta, din fiecare verset, am câte o predică sau două din mormântări. Dar în contextul este altul. Apostolul Pavel își apără slujba lui în fața celor care îi aduceau câte învinuiri. Și Apostolul Pavel a trăit ca un sfânt. El e canonizat, pus în calendarele creștine, Sfinț Apostol Petru și Pavel, marele titan al creștinismului. Și el spune: oameni buni, eu trăiesc ca un sfânt și să vă spun de ce. Argumentează într-un fel trăirea lui. Folosim mai multe argumente. Primul, știm în adevăr că dacă se disface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem în cer la Dumnezeu o clădire care nu-i făcută de mâini, ci este veșnică. Și gemăm în cortul acesta plin de dorința de a fi îmbrăcat, da? Ne oprim. Primul argument folosit de Pavel era credința lui puternică în cer, în existența unui cer. Frații mei, nu se termină totul la cimitir și la cavou. Nu se termină tot, huma se duce la humă, că de acolo e luată. Dar dincolo de viața aceasta mai este o viață.
1 Timotei 4 cu 8 spune, făgăduințele vieții de acum și a cele viitoare. O viață cu totul diferită. Noi acum ne încadrăm, când ne-a adus Dumnezeu în lume, ne-a pus într-o diagramă spațiu și timp și acolo ne caută. Dar când trecem din viața aceasta, noțiunea de timp dispare. Natura lui Dumnezeu e veșnicia. Acolo nu sunt ceasuri pe perete, nu sunt calendare, nu, nu, nu sunt zile și ani. Acolo e veșnicia. Și Pavel spunea, eu cred în asta. Mai crede careva în asta? Dacă se desface casa pământească corpul nostru trupesc, eu la Dumnezeu am o clădire care e veșnică. O ai și tu? Oare cum arată? Te gândi vreodată cum arată clădirea asta? Un păstor de 80 și ceva de ani din Italia, un păstor penticostal din Italia, a avut o vedenie. Dumnezeu i-a arătat într-un fel raiul și el a rămas șocat. Că el niciodată nu și-a imaginat așa raiul. Și spune că un înger al Domnului l-a răpit și l-a dus acolo, a văzut niște palate grozave. O întrebat ăsta cui? Ea lui Avram, ăsta e al lui David, ăsta e al lui Pavel, ăsta. Dar au văzut ca un cartier nou unde se construia, se făcea o casă frumoasă. Dar au văzut o casă începută și lăsată în paragină. Și îl întreabă pe îngerul care era cu el, cum, aici e paragină? Ce cu casa asta? Și îngerul spune, ăsta a început o casă acum, o casă, și de 11 ani nu mai făcut nimic la ea. Știm că noi avem la Dumnezeu o clădire. Dar cum arată clădirea asta? Frații mei, 2 Corinteni 4 cu 18. Spune că există în 2 cu 16 omul de afară, omul din lăuntru și în 18 lucruri trecătoare și lucruri veșnice. Sunt două lumi paralele, ele coexistă. O lume a materiei prin care ne raportăm cu simțurile noastre și o lume a spiritului, Dumnezeu-i Duh, îngerii-s Duh, diavolul-i Duh, nu vedem. Sunt două lumi paralele. Lumea materiei de acum îi condamnată la pieire. Cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce pe el va arde. Amin? Amin. Mai crede careva asta? Da. Va arde și casa mea și hainele mele și ale tale și mașina și garajul. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Ce fel de oameni, întreba Petru, ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind ziua venirii lui Dumnezeu? Dumnezeu să ne dea putere, amin? Amin. A Pavel folosește argumentul ăsta, eu cred în cer, eu cred că mai este ceva dincolo. 2, versetul 9, de aceea mă și silesc să fiu găsit plăcut înaintea lui Dumnezeu. Versetul 10, că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să primească răsplata pentru binele sau rău care îl va fi făcut cât trăia în trup. Dragii mei, toți stăm în fața lui Hristos într-o zi. Voi vă gândiți la asta? Vă gândiți că într-o zi vom sta înaintea Domnului Iisus și vor fi judecate gândurile, vorbele și faptele noastre? Eu am o întâmplare, a spus-o de multe ori. Prietenul meu bun, din Bosanci, păstorul bisericii, gospodar. Sunt aici cazat la un frate foarte bun gospodar, nu spun cine. Constată că nu are apă la baie, la nu-i vine. Și se duce, scoate ștechiul din priză, am povestit de multe ori asta. Coboară în fântână, are fântână în colțul casei, pe o scară de fier, intră în apă, vede că la pompă un fir e rupt. Ies afară, ia un cuțit, bandă izolere, se pune acolo, curăță cablul și când n-o da cablurile, sora Viorica, nevastă lui, intră în casă, spune, vai, oare cine a scos pompa și o bagă în priză. Când o bagat în priză, el era în apă cu mâna și îmi spune, Dragoș, involuntar am făcut, odată am strigat. Viorica era cu mâna pe priză, o și pasă. Și acum îmi povestește, fratele meu, în fracțiunea aceea de secundă, Dragoș, mi-am revăzut tot filmul vieții mele, dar curios, l-am văzut parcă cu încetinitorul. Am văzut cum mă duc la școală, am văzut cum dirijam corul, era dirijor de cor, am văzut ziua când m-am dus în armată, am văzut ziua căsniciei mele și îmi spunea el, am văzut lucrurile așa, la Dumnezeu sunt stocate toate informațiile.
Eu vă întreb, poate Dumnezeu să facă asta? Amin. Și într-o zi te vei întâlni cu ele. Într-o zi te vei întâlni cu ele. Acum, eu am o veste bună, că e evangelizare. La noi, la adunare, predica bătrânul Ieremia, un frate proroc, păstorul bisericii, o lăsat 10 copii și a plecat în pușcărie când nu colabora cu securiști. Și a făcut pușcărie pentru credință. Și predica la o mormântare, lumii mult, că așa vine la sat, cum va judeca Dumnezeu pe femeile care își ucid copiii. Și da versete din Scriptură, le va judeca ca pe femeile ucigașă. Când s-a terminat slujba, o femeie omnisperiată l-a apucat din haină și îl scutura. Ba de Ion, îi drept ce spui? Îi drept, măi. Ea pune mâine pe cap. Dacă e așa, n-am la ce să mor. Și fratele Ion spune, stai liniștit, mă. Scrie în Sfânta Scriptură, în Fapte 17:30, Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, dar poruncește tuturor oameni pretutindeni să se pocăiască. Articolul ăsta e valabil și la Baia Mare, amin? Nu știu ce viață ai trecut, ce crime ai în mintea ta, ce coșmaruri, ce visezi noaptea, nu mă interesează. Un lucru vreau să spun. Nu este păcat pe care Domnul Hristos să nu-l poate ierta. Cel mai scump lucru din tot universul îi sângele Domnului Iisus. O picătură din sângele Domnului mai scump decât orice. Și sângele Domnului ați poate ierta, spăla și curăță. Oare vrea cineva asta? Vrea cineva în seara asta să scape de trecutul lui, de păcatul lui? Dumnezeu să ne dea voința asta, amin? Amin. Pavel spunea, eu cred în cer, eu cred într-o întâlnire cu el și spune, mă, eu strâns din dragoste. Eu nu pot să fiu altfel. 1 Ioan 4:19, noi îl iubim că el ne-a iubit întâi. Am povestit că am fost undeva în nordul Bucovinii și un tată mi-a povestit drama din casa lui. Un tată la mult peste 10 copii. Și vezi fata, spunea el, nu era fata acolo, spunea, fata aceea mea se stângea bolnavă de nici dializă, nici dializă nu-i mai ajuta. Vedeam că se stânge, la se termină ca o lumânare. Și îmi spune un medic de la Fundeni, dacă s-ar găsi un donator să-i dea un rinichi, ar putea fi salvată. Și el spune, am găsit. Cine? Eu. Fost la Fundeni, au făcut test de compatibilitate și acum spunea, fata e sănătoasă, are servici. M-am uitat cu alți ochi la omul ăsta. Eu am copii acasă, probabil mă aud predicând și ei acum. Îi iubesc. Că 12 ani după, 13 ani după căsătorie n-am avut. Și mi-a dat Domnul și acum mi sunt tare dragi. Ce aș putea eu face pentru ei? Oare mi-aș da un rinichi? Mi-aș da un mădular? Nu știu, nu mă întrebați. Doamne ferește, nu se întâmple. Dar mă gândeam că pentru mine, un rău, Dumnezeu a dat ce mai scump. L-a dat pe Domnul Iisus și l-a omorât oameni, l-a schingiuit și a bătut joc de el. Ne-a iubit Dumnezeu? Voi iubi Dumnezeu pe voi? Și cum răspunde la dragostea lui Dumnezeu? Nu tot cu iubire? Doamne ajută! Și în al patrulea argument spunea Pavel, pe mine Dumnezeu m-a chemat și mi-a dat o slujbă. Slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Și ca și cum noi suntem trimiși al lui Dumnezeu și vă rugăm fierbinte în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ai slujba asta împăcării, nu te spui mare evanghelist și păstor. Nu, nu, du-te la tine la școală, în clasa ta, la tine în bancă, du-te pe casa scărilor, du-te la colegii de servici, la cei cu care călătorești, spune-le că Dumnezeu îi iubește. Amin? Faci tu slujba împăcării? Pavel spunea, eu o fac. Și închei cu o întâmplare. Eram ceva vreme în urmă în Basarabia, la o adunare mare, au fost multe lor de cuvânt, la urmă s-a ridicat un bărbat, vorbea bine românește, mai în vârstă ca mine, deci trecut de 60 de ani, și spunea așa, oameni buni, eu m-am născut când Republica, Uniunea Sovietică era în floare, în putere. Noi am fost săraci acasă. Tata o economisi niște bani să ne facă pe noi copiii fericiți și o reușit și o cumpărat un televizor al negru și l-a adus acasă. Și eu mă uitam la televizor, dintotdeauna am avut o dorință de a fi fericit, de a mă remarca. Aveam nevoie de o fericire lăuntrică. Și când am văzut ăștia care joacă fotbal și când am văzut când dă un gol, sar mii de oameni și-l aplaud, am spus, fotbalist mă fac. Și spune, dormeam cu mingea, mă trezeam cu mingea.
L-a rugat pe tata, m-a dat la o școală de fotbal și am ajuns fotbalist. Și spunea el, nu fotbalizi 2 lei, vedete în echipa Uniunii Sovietice. Când intram pe stadion, tribunile mă aclamau, când dam goluri, luam bani, nu știam ce să fac cu dânsă. Dar îmi spunea el așa, nu spunea mie, le spunea la adunarea de acolo, fericirea tot n-am găsit-o. N-am găsit fericirea, că spunea cineva că în inima omului e un gol în forma lui Dumnezeu. Și nu poți să pui nici pachetul cu țigări, nici sticla cu băutură, nici amanta, nici averea, nici mașină. Nu găsești. Numai când îl pui pe Dumnezeu acolo în inimă, ești împlinit. Și am ajuns căutând fericire, am început să beau. Și colegii m-au prins, au spus, dacă bici de afară din echipă ăștia, mă. O vreme m-au tolerat că eram foarte bun. La un moment dat m-au dat afară din echipă și am ajuns să dorm pe imaș, pe iarba verde, pe gazon dormeam. N-aveam unde să dorm. Ani de zile am fost un om ruinat. Predica omul ăsta. Până când într-o zi s-a umplit în dreptul meu Iisus Hristos. Așa spunea el. Mi-a întins mâna, m-a ridicat, m-a curățit de păcate, m-a botezat cu Duhul Sfânt și mi-a dat fericirea. Spunea el, eu vedeta Uniunii Sovietice, acum locuiesc la un cămin de nefameniști, am o cameră săracă și am 2 perechi de pantaloni. Una o spăl și o pun la uscat și cu o pereche merg la evangelizare. Dar striga el la mulțimea aceea, oameni mari, uitați-vă la mine, am fericire, eu sunt fericit. Aleluia. Pentru că Dumnezeu m-a pus să le spun tuturor, am păcat-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea biniuință, amin? Închei predica. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ați cântat extraordinar. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul și pământul din tâi nu mai erau și marea nu mai avea loc. Domnul face toate lucrurile noi. Un nume nou, pe o piatră nouă, totul va fi nou. De atâtea ori mă gândesc, oare cum va fi cer, credeți-mă. Și parcă mi-e dor de cer, mie așa mi-e dor. Nevastă spune, măi, mai ai copii de crescut, mai ai copii în școala generală, ai copii mici. Mie mi-e dor de cer. Mai este la careva de aici dor de cer? Să pună Domnul dorința asta noi. Nu că vrem să murim în seara asta, poate nici mâine, poate nici poi mâine, dar vrem să trăim ca să ajungem în cer. Oameni noi, pentru cerul cel nou. Amin.